Partidul lui George Simion este pe primul loc în preferințele tinerilor chestionați de IRES pentru alegerile parlamentare. 23% dintre voturile tinerilor s-ar duce spre AUR, urmat de USR și PNL cu 20%, iar pe locul 4 PSD cu 17%. Partide ca SOS România, UDMR și Forța Dreptei nu ating nici măcar pragul de 10%. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 800 de respondenți. Vedem tendința de a nu avea încredere în democrație, de a vrea lideri autoritari care să ne conducă, o lipsă de încredere în tot ce înseamnă partide, guvern, instituții, un lucru foarte negativ pentru democrație și pentru o generație care ar trebui să ducă mai departe, practic, standardul, dacă sunt așa, democrației. Dar mai mult decât atât, vedem și un vot care este mai degrabă antisistem decât un vot pentru partide care se înscriu în cadrul acesta democratic. La alegerile europarlamentare, în schimb, alianța PSD-PNL este prima opțiune a tinerilor, cu 30%. AUR și Alianța Dreapta Unită sunt la egalitate, cu 25%. Tinerii se informează din mediul online, adică rețelele social media, Instagram, Facebook, TikTok, vreo 42%, pe locul 2 fiind presa online. Problema pe care o au politicienii noștri tradiționali, ca să zic așa, mainstream, este că ei nu sunt confortabil cu genul de conținut de pe TikTok, în timp ce partidele noi, antisistem, cum este AUR, cum este partidul Diana Șoșoacă, au găsit această supapă. Studiul mai arată că intenția de vot a tinerilor este de 63% în ceea ce privește alegerile prezidențiale, 59% pentru locale și 50% pentru parlamentare, respectiv europarlamentare. Din punctul nostru de vedere, știrea zilei nu este faptul că AUR are 18% și este pe primul loc, ci știrea zilei este că unul din patru tineri spun că ei nu știu ce vor vota duminica viitoare, sunt indeciși sau nu doresc să răspundă. Din perspectiva aceasta, aș spune că rezultatele studiului ne arată de fapt un cerc vicios, dezinteres, dezangajare, lipsă de implicare. Tinerii, cu cât sunt mai puțin ascultați, cu atât aleg să se îndrepte către partide anti-establishment, către partide extremiste. O posibilă explicație pentru oscilațiile în opțiunile tinerilor ar putea fi găsită chiar în importanța pe care o dau fiecărui tur de alegeri. Potrivit celor 800 de răspunsuri primite de IRES, tinerii ierarhizează importanța alegerilor în această ordine: prezidențiale, parlamentare, locale și, în cele din urmă, europarlamentare.